Bună dimineața! Sunt Rahela și vă invit să facem împreună o incursiune în trecut. Vă propun să ne oprim mai întâi în anul 1606, când s-a jucat pentru prima oară tragedia Regele Lear, scrisă de William Shakespeare, după legenda regelui britanic Lear. Pe 26 decembrie 1898, Marie Curie și Pierre Curie au anunțat descoperirea și izolarea unui nou element, denumit de ei radio. Mergem mai departe, până în 1982, când s-a întâmplat ceva ciudat. Persoana anului desemnată de revista Time este pentru prima dată neumană, adică a fost computerul personal. În 2004, un puternic cutremur care a avut loc în Oceanul Indian a cauzat un tsunami care a devastat Sri Lanka, India, Indonezia, Malaezia, Maldive și alte zone. Numărul de morți este de peste 230.000 de oameni. Deși avem parte de multe momente neplăcute și chiar tragice în viața noastră, Dumnezeu ne iubește și nu ne lasă niciodată singuri. Și întotdeauna are pregătită soluția pentru noi. Matei 2:21 spune: căci odată cu încercarea îngăduită peste noi, să credem că Domnul a pregătit și mijlocul de a ieși din ea, ca să o putem răbda. Să nu ne descurajăm și să nu ne speriem niciodată. Dumnezeu este chiar lângă noi. Să nu uităm că, în momentele cele mai grele, avem nevoie de și mai multă rugăciune și încredere în Dumnezeu. Sunt Rahela Petrescu și vă aștept și mâine la aceeași oră pentru mai multe informații despre istoria acestui pământ. Pentru orice sugestii sau recomandări, vă rog să folosiți pagina de Facebook Azi Odată. Să aveți o zi excelentă!